După ani de creșteri de prețuri, încep să se vadă și ieftiniri pe piața imobiliară. Cererea a scăzut, în special din cauza dobânzilor mari pentru împrumuturi, astfel că prețurile au început să dea înapoi în ultimul trimestru față de anul trecut. Pentru că durează mai mult să vândă o casă, unii sunt dispuși să lase mai mult din preț la negocierea finală. Prețurile cerute de vânzătorii de locuințe au scăzut în medie cu 3% în al doilea trimestru al acestui an, față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unui raport imobiliare.ro. După ani de scumpiri, locuințele noi înregistrează un minus de 5%. Diferențele sunt mari de la un oraș la altul. În timp ce în Cluj-Napoca prețurile au continuat să crească, în București sunt mai mici cu 4%. Nu am mai văzut scăderi de prețuri, Eu cred că de prin 2014-2015. Pe o perioadă, așa de, de un an de zile. Vine, evident, pe fondul scăderii cererii. Avem cu 20% mai puține unități individuale vândute. Principalul motiv este creșterea dobânzilor. Această ușoară scădere este datorită faptului că 53% dintre cei care cumpără astăzi, cumpără din surse proprii, nu apelează la un credit ipotecar, ceea ce înseamnă că cumva s-a micșorat plaja de cumpărători. Cererea redusă se vede și în perioada de vânzare a unui apartament sau a unei case. Dacă în București, de exemplu, anul trecut dura în medie 47 de zile să se dea o locuință, acum durează mai mult cu 10 zile. Iar în Brașov a crescut cel mai mult perioada de vânzare, de la 41 de zile la 79 de zile, arată același aport. Așadar, dacă sunteți în căutarea unei locuințe și vreți să cumpărați în această perioadă, este un moment bun să negociați pentru că vânzătorii sunt mai dispuși să scadă prețul. Dacă anul trecut aceștia lăsau în medie 3% din preț în București, acum oferă o reducere de aproape 5%. În Brașov prețul scade în medie cu 6,5% și cel mai mult a crescut marja de negociere în Timișoara, de la 1,4 la 6,2%. Pe de altă parte, față de anul trecut, au început să se ieftinească și unele materiale de construcții. O analiză făcută de reprezentanții unui magazin online de profil estimează că ne costă cu aproape 10% mai puțin să ne facem o casă în 2023. Fierul scade cu procente între 5 și 10%, cărămida cade impresionant cu 50% la producători pentru deblocarea stocurilor. Criza materiilor prime de anul trecut a trecut lucrurile se reașează în piață. Deși deocamdată oferta de locuințe este mai mică, sunt mai multe șantiere, arată ultimele date ale Institutului Național de Statistică. Față de anul trecut, sunt cu aproape 11% mai multe lucrări.